Bătrânii din Republica Moldova trăiesc la limita existenței. Deși au muncit zeci de ani în folosul statului și au contribuit la buget, pensiile pe care le primesc sunt mizere. Mulți dintre ei se plâng că sunt ignorați atunci când accesează serviciile medicale și asistența socială. Cum se descurcă în această situație pensionarii din Nisporeni, ne va spune Lazar Buzut, ex-profesor, în prezent pensionar. Bine ați venit în studioul Alba Sat. Bine v-am găsit! Pentru început vom urmări un subiect despre viața pensionarilor. În ultimii 15 ani, numărul vârstnicilor din Republica Moldova care au peste 65 de ani a crescut cu aproape 40.000 de persoane. Pensia medie este de 1.300 de lei, sumă care nu acoperă nici pe jumătate necesitățile unei persoane în etate. Chiar și așa, majoritatea cetățenilor nu beneficiază de cei 1.300 de lei lunar, căci o mare parte din vârstnici primesc pensii minime de 700-800 de lei, iar o mică parte primesc pensii privilegiate de mai multe mii de lei lunar. Am încercat să aflăm cum se descurcă o persoană care a muncit și a plătit taxe zeci de ani pentru a avea o senectute decentă și în ce anume ar consta o reformă a sistemului de pensii din Moldova. Bună ziua, doamna Eugenia! Suntem noi! Ce faci? Care zile? Ce fac? Vă aștept! Bine venit, cum și-am promis! Da, da, poftim, intrați! Intrăm? Poftim! Mulțumesc! Am vizitat-o pe actrița Eugenia Botnaru acasă. Are peste 80 de ani, a muncit aproape 60 de ani și are o pensie de 1.500 de lei. În fiecare lună, Eugenia Botnaru împarte pensia în trei priorități: pentru facturi, pentru medicamente și ce rămâne pentru cele mai ieftine produse alimentare. Și-ar dori să-și cumpere cărți sau bilete la concerte, dar nu mai are posibilități. Temerea ei cea mai mare e să nu se rupă încălțările sau îmbrăcămintea, căci nu are bani în plus. Doamne Eugenie, ce pensii dumneavoastră aveți? Oh, Doamne! E rușine să vorbesc ce pensie am. 1.554 de lei pensia mea. Dar iarna, pentru serviciile comunale, plătesc undeva 2.300, 2.000. Am avut într-o lună și 2.400. Da. Eu sunt hipertonic, eu în fiecare lună iau medicamente, 200 și 230 de lei. Deci de socotiți că deja 1000 deja s-au epuizat. Și 500 da. De lei pe mâncare. Și 500 de lei pentru mâncare, dar fără de mâncare, dacă, Doamne ferește, se rupe un pantof, ceva, n-ai să nu discuți, nu? Eu am venit în Chișinău în anul 1957, la 26 septembrie. Prima promoție a Institutului de Arte în domeniul teatrului. Și a fost foarte greu. Noi ne deplasam an, trei luni de zile, noi nu eram acasă. Nu erau autobuze, nu erau hoteluri. Noi în camioane ne deplasam. Puneau scaune în camion, acolo dormeam în cluburi. Elementar, că nu aveai unde te spăla. Elementar. Și asta a fost o jertfă pentru familie, fiindcă i-am avut un soț extraordinar care l-am iubit nespus de mult. Și închipuiți-vă pentru un bărbat, când se uita pe fereastră și vedea deja că iarba e un pic mai mare și îmi spunea, zice, uite, de acum pleci. Și plecam pe o lună de zile, el rămânea acasă,
pe urmă veneam în concediu, pe urmă iarăși o lună, o lună jumate. Eu, copilul meu, am un singur fecior. Eu nu l-am petrecut la școală, fiindcă eram în deplasare. Dar am muncit 57 de ani. Iată, acum am ajuns la o concluzie. Că statul are nevoie de om atât cât poate stoarce din el tot. Pe urmă suntem aruncați, știți, așa, la lada de gunoi. Suntem ăștia, sincer să vă spun, mie mi-e rușine când mă duc să iau pensia și când trebuie să mă înscălesc pe cei 25 de lei, asta e o umilință. E o umilință, înțelegeți? Asta e bătaie de joc, altfel nu pot concepe. 25 de lei pentru ce sunt? 25 de lei pentru toate meritele care le am față de stat. Știți, e de râs și de plâns. Deci a fost la televizor, am privit un moment când lucrau în comisii deputații noștri, mari deputați. Eu nu știu cât salariu are un deputat. Cred că au venit la cameră. 30 de lei. Cred că deputatul primesc de 10 ori mai mult. Banii pentru benzină, banii pentru mașină, banii pentru... Și rămâi cu 7500 de lei și aia care încearcă să supraviețuiești și încă să stăi, nu știu. Dar toți cu doamne pe revenim. Eu am rămas perplexă. Cum să te plângi și îi dai omului care a muncit o viață, dar mai ales sărmanii, oamenii de la țară, care toată viața au muncit în pământ, pe căldură și asta, câte 500 de lei au oamenii, vă dați seama. Deși marea majoritate a pensionarilor se plâng de pensia mică, în Republica Moldova există câteva categorii de pensionari privilegiați, cărora fondul de pensii le alocă sume mai mari decât salariul mediu pe economie. Beneficiarii pensiilor speciale sunt foști miniștri, deputați, judecători, procurori și alți demnitari care reprezintă peste 10% din numărul total al pensionarilor. Conform ultimelor indexări, pensiile foștilor judecători s-au majorat recent cu peste 400 de lei, ajungând la 6500 de lei lunar. Actrița octogenară Eugenia Botnaru a acceptat să o însoțim la cumpărături, ca să înțelegem mai bine din ce există un pensionar. Deci, de două ori pe săptămână vin aici, deoarece aici e mai ieftin și mă străduiesc să vin spre sfârșitul pieței, unde oamenii deja sunt grăbiți spre casă și e un pic mai ieftin. Și de-aia vin deci aici și pentru a face o economie cât de cât de mică. Ea merge săptămânal la piața centrală din Chișinău, spre seară, când e mai ieftin, și procură în mod special de la bătrâni. Discută cu fiecare precupeț despre Moldova, despre probleme, despre viitor. De această dată a discutat cu ei despre pensii și rostul anilor de muncă în Moldova. Cât ai pensia la mata? 600, am la pensie și mă aflam. 600? Și ce ați lucrat toată viața? La prășit cu sapă de apă. Da! La col, cu sapă, cu vermiți, cu sapă, la colpost. Și nu vă e greu să veniți așa în fiecare zi? Nu e greu. Eu cumpăr de la femei mai în vârstă, deoarece știu că au muncit o viață întreagă la pământ, de la țară. Când ai noștri șed în parlament și la umbră și cu condiționere,
Ei de dimineață până seara cu sapa în mână prășesc pe deal. Și ați ascultat că are 800 de lei pensie. Asta ce? Asta-i stat? Și zilele că și eu tot pensionar și să-ți eu și cu măchinul și el tot nu e mai ieftin alea că eu nici de la Telenești. De la Telenești sunteți, da? Și tu câți ani ai mai ta? Vă budeți spus că Telenești. Eu am 80. Tot aproape de 80, uitați-vă. Și-a lucrat în comerț, a stat toată viața în picioare. Și diferiți cumpărători vin, nervi. Și uitați-vă, e nevoită de la Telenești să vină. Da, da, cum? Așa. Ce pensie aveți? 430 de lei. E ca să mă uit. 433 de lei, da? Doamne ferește, da. Dar ce ați lucrat? Soră medicală, da? Iată, vedeți că le rușine oamenilor să vorbească. Ce pensie ai, mata? Ei, la 700 și ceva, doamne ferește, bani. Poftim, 700 și ceva. Toată viața, toată viața pe deal. Da. În soare și în... Dar, mata, și pensie ai? 800. E, mata, ești bogată? E, și o leacă de ajutor, numai de 1000. O, s-a mărit pensia, eu te iei din ajutor social, că prin mie o 1000 de lei ajutor fata. S-a ridicat cu 40 de lei, dar eu te iei aproape 100 de lei din ajutor. Și asta e ajutor de... Persoanele în etate, după zeci de ani de muncă și multe taxe plătite în folosul statului, nu se confruntă doar cu lipsa de mijloace financiare pentru strictul necesar. Vârstnicii sunt deseori discriminați în spațiul public, fiind marginalizați și respinși, anume pentru că ar fi bătrâni. Nu, dar de ce îmi spuneți duce? La vârsta mea de 80, te poate spune duceți-vă! Duceți-vă! Cultura nu aveți! Ce s-a întâmplat, doamna Eugenie, aici? Ce v-a zis domnul? Dacă nu vă place? Dacă nu vă place, i-am să spun așa. Stați exact acasă. Cum a spus. Du-te! Adică următorul cuvânt nu l-a pronunțat. Unde să mă duc? Și v-a zis că la vârsta noastră... Că la vârsta mea eu trebuie să stau acasă. Nu aici să vin. După o vizită la piața centrală din Chișinău, fiind afectată de prețuri, de insuficiența de bani, de atitudinea proprietarilor pieței, de caniculă, Eugenia Bodnaru a avut nevoie să-și revină, așezându-se pentru câteva minute pe treptele unei clădiri din preajmă. Paznicul clădirii a somat-o imediat să plece, fără să se intereseze de starea ei. De ce nu-ți poate să așeze, doamnă? Doamne, dacă o să vii toți care trec pe aici să așez, toți să vii să oprească aici, da? Așa e viața la dumneavoastră. Dar pe cui pragul ăsta? A cui? Ia ca organizația, uite, pereți, ce-i scris. Da, și nu se dă voie la intrare aici, ia ca pe lângă pereți, știi, vedeți? Tot nu se dă voie să oprească nimic. Dacă o să dăm voie aici la primul etaj, lucrează lumea. Dar să dă voie, copii, 430 foaie. Doamne, nu spune întrebări acestea care nu e corectă pe lucrurile. Vedeți, dumneavoastră mi-ați adresat mie întrebare. Doamne, și eu v-ați zis dumneavoastră. Doamne, o pensie de 430. Deci acum noi dăm pensie? Aici noi știm, ne facem datoria că nu se poate să ne oprim pe pragul clădiriei, organizația asta. Și așa că nu faceți gălăgie. Păceți-vă slujba și nu luați lumea în spate. Acest incident a fost făcut public de reporteri de gardă în ziua în care s-a produs. Un grup de activiști ai organizației Hyde Park s-a mobilizat și a organizat un flash mob în susținere Eugeniei Bodnaru, dar și a oricărui vârstnic care are nevoie de sprijinul instituțiilor publice. Prin această acțiune, activiștii au militat împotriva discriminării vârstnicilor. Cerem de la autorități comportament prietenos față de cetățean. Dar limite, respect față de persoanele în etate.
Ulterior, Compania de Stat Registru a plasat pe pagina sa web scuze publice adresate de Eugenie Botnaru. Doar că actrița octogenară nu are internet și nu a văzut niciodată aceste scuze. 13 sau 6 iulie. 13 iunie a fost cea mai sângeroasă zi din aceste trei valuri de deportări. Că o zi să fie o zi de doliu, ziua deportării. Valentina Sturza reprezintă un grup de vârstnici care se simt și mai discriminați. Este vorba de victimele deportărilor sovietice. În anii 40-50 ai secolului trecut, zeci de mii de persoane au fost duse în mod forțat în Siberia sau în alte regiuni complicate la munci silnice. Deși au tăiat păduri, au extras cărbune din mine sau au construit căi ferate prin taiga, anii de muncă forțată nu au fost trecuți în actele oficiale și chiar dacă au fost reabilitați după aceasta și recunoscuți ca victimele unui regim politic, deportații au rămas fără pensii și fără dreptate. Ei n-au documentele necesare pentru calcularea pensiei, deoarece au lucrat acolo în Siberia și n-au niciun document, cu toate că, într-adevăr, au mulți, au lucrat pe la colhozuri, au lucrat prin, la uzine, la fabrici și de aceea și n-au avut posibilitatea ca să prezinte documentele necesare ca să le să facă o pensie mai bună. În aceste condiții în care pensionarii din Moldova sunt printre cele mai defavorizate categorii sociale, chiar dacă au muncit câte 30 sau chiar 50 de ani, mulți dintre tineri privesc cu scepticism la șansa unei vieți întestulate în Moldova și aleg să plece acum, pentru a evita o senectute în sărăcie. Nu aș dori să îmbătrânesc Republica Moldova, nu aș dori să primesc o pensie din Republica Moldova foarte mică. Cu acești bani nu se poate de întreținut nici măcar pentru consumul zilnic. Nu eu bine хотел жить до пенсии в Молдове, потому что здесь люди на пенсии не выживают просто. Им не хватает за комунальные платить. Dacă Moldova ar fi o pensie de 500 de euro, atunci aș putea să rămân aici. Я думаю, что выбор страны в данном случае для старости будет зависеть не от пенсии. От чего? От каких-то личных амбиций. Я пока молод, и амбиций тоже очень много, и это не связано с пенсиями. Deci, dacă în Moldova ar fi pensii în valoare de 1000 de euro, bătrânii de la noi din țară și însăși noi îmi duce o viață mai bună. Vreau să plec din țara asta, dar totodată țin la neamul meu. Și deocamdată n-am plecat. Deocamdată n-am plecat iarăși din alt motiv, pentru că, vedem, este instabilitate peste tot în acest moment. Și atunci rămânem cu un semn de întrebare deocamdată și iarăși cu răbdăric și cu așteptare. Poate așa o să îmbătrânim. Mărimea pensiei medii în Moldova nu acoperă cheltuielile de bază necesare unui vârstnic și este printre cele mai mici în zonă. La coada clasamentului statelor care oferă cele mai mici pensii sunt țările membre ale fostei Uniuni Sovietice, printre care și Republica Moldova cu o pensie medie de 1300 de lei lunar. În Georgia și în Ucraina, pensia medie constituie în jur de 1400 de lei lunar. În statele europene, pensia are o altă valoare financiară. În România, această sumă se ridică până la 4.300 de lei moldovenești. În Portugalia, pensia minimă pentru cei care au muncit 15-20 de ani e de 6.000 de lei. Italia acordă vârstnicilor în mediu o pensie de peste 11.000 de lei, Suedia peste 16.000 de lei, iar în Spania aproape 20.000 de lei lunar. Germania este campioană, oferind pensionarilor săi circa 27.000 de lei lunar. Experții Băncii Mondiale consideră că sistemul de pensii din Republica Moldova necesită o reformă durabilă și rapidă. Have looked at how small pensions are and have decided to stop contributing one way or another, and that means that even less money is going into the pension system. I think only now 40% of the workforce is actually contributing into the pension system. Our recommendation is that, first of all, the retirement ages for men and women should be equalized at 62, and then we can talk about raising the retirement age for men and women together from 62 to 65. And if the retirement age increases,
pensions will be paid for fewer years, and that means it will be affordable to pay higher pensions to everybody when they retire. Datele intersectoriale arată că o reformă a pensiilor este foarte necesară, iar experții spun că pe cât de nepopulară poate fi această chestiune, pe atât de urgentă este. Cu toate acestea, o reformă a pensiilor ar trebui să fie extrem de transparentă, clară și să nu afecteze cetățenii care sunt acum în preajma vârstei de pensionare. Având în vedere faptul că sistemul, că reforma sistemului de pensii este una extrem de dificilă, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere politic, noi sugerăm că această reformă să aibă loc etapizat și la prima etapă autoritățile trebuie să înceapă cu măsuri orientate în vederea sporirii încrederii populației în sistem, măsuri în vederea motivării populației să intre în sistemul de asigurări sociale și să rămână în acest sistem. Și este important să menționăm că noi recomandăm că această alinierea vârstei de pensionare să fie aplicată doar pentru cei născuți după 1970. Deci să nu fie afectată, să nu fie afectată populația care este aproape de atingerea limitei de vârstă, pentru că oamenii își fac anumite planuri. Și pentru cei care mai au, să zicem, 5 ani până la vârsta de pensionare, nu este echitabil și nu cred că este corect să fie modificate regulile de joc chiar atât de aproape de limita de vârstă. Și în plus, cred că este mai fezabil și din punct de vedere al economiei politice. Deci această măsură ar putea fi mai simplu de implementat din punct de vedere politic. O altă condiție a unei reforme a pensiilor ar fi o guvernare transparentă, care ar crește bunăstarea tuturor cetățenilor, inclusiv a actualelor și viitorilor pensionari. Combaterea corupției, spun experții Băncii Mondiale, ar ameliora viața tuturor cetățenilor, inclusiv a celor vârstnici. Ia ca să vină domnul premier Filip să-i fie sete. Eu lucrez la grădiniță, da. Am în concediu. Lucrez zi de zi, am 1.100 de lei. Ai noștri șed în parlament și la umbră și cu condiționere, ei de dimineață până seara cu sapa în mână. Nu avem și o putere, că și cedem noi cu mazuri astea și nu putem da nici asta. Duceți-vă la conducere să știeți de acolo de lucru și cereți muncați. Am revenit în studiu. Iată, ați văzut un subiect despre viața pensionarilor. V-aș ruga să comentați aceste imagini. Ceea ce am văzut noi în filmulețul de față nu este tocmai atât de plâns cum am văzut că doamna respectivă a dat în lacrimi. Și m-am gândit că aici e o greșeală noastră, care face parte din mentalitatea noastră. Și atâta timp când cât noi ne vom manifesta plângând, nimeni nu o să ne iei în seamă. Viața, să ținem cont că este o luptă și peste tot în lumea asta largă, oamenii luptă pentru viață, luptă pentru drepturi. Indiferent dacă ești tânăr sau o persoană mai în vârstă, trebuie n-are să mergi înainte și să lupți. N-are. Ea, cândva a fost tânără, ea trebuia în răstimpul ăsta să știe acest lucru, că e o luptă. Și bătrâneța nu este sărbătoarea aceea spre care noi, cu pas viforoși, înaintăm. E perioada aceea care e și mai tristă, și mai grea, și mai cu probleme. Și nu cred că pe lumea asta este cineva care ar putea întotdeauna să-i sară nouă un ajutor, oriunde în lume. Cât privește situația dumneiei, este caracteristic pentru lumea noastră. Adică ce am eu în vedere? În primul rând, au acoperiș, e îngrijit, civilizat. Eu aș spune chiar își trăiește viața cu demnitate,
Nu se vede sărăcia aceea despre care noi vorbim permanent. Și totuși, necătând la aceasta, omul este nemulțumit. Ar trebui să fie mai optimiști pensionare din ziua de astăzi, cred. Aici nici nu poate merge vorba de optimist, de optimism. Cred că merge vorba despre sensul nostru, despre cum am trebuit noi să ne comportăm în viață, în activitatea noastră, în toate timpurile și în tinerețe și în bătrânețe, ținând cont că în lumea asta nimeni nu ne este dator cu nimic. Noi, fiecare din noi, suntem datori tuturor, chiar dacă nu recunoaștem acest, dar suntem. Pentru că atunci când crezi că cineva ți-i dător, aștept. Aștept ca să vină să-ți cineva facă. Să-ți dea ceva. Deci, iată, Miorița, frumoasa noastră baladă, care nu este vinovată cu nimic în ceea ce privește că ea reflectă spiritul nostru mioritic, plângăreț. Așteptăm cineva întotdeauna să ne netezească pe cap, să nu ne dea ghiuldumuri și așa mai departe. Este o realitate, dar noi trebuie să ne schimbăm, pentru că lumea de pe planeta noastră nu e așa ca noi. Noi am fost totdeauna acasă, noi nu am luptat pentru alte pământuri, din contra, peste noi întotdeauna au dat și noi ne-am descurcat cum am putut. Unii cu mășucă, unii cu sabie, în altă parte mai fugim prin păduri. Deci, iată, nouă ne lipsește îndrăzneala, curajul și determinarea reală a situației în care ne găsim noi. Noi nu trebuie să ne revoltăm în lacrimi. Noi trebuie să ne revoltăm cu pumnul, bătând în masă și de trezit pe cei care sunt responsabili de situația noastră. Și să știm că este absolut firesc că atunci când cei care ne conduc, ne guvernează, sunt nesupravegheați. Deasupra lor nu este Comitetul Central, deasupra lor nu este Sovietul Ministrul Uniunii Sovietice, care ține, nu este la urma urmei biletul de partid care trebuia într-o zi să-și iei la revedere de la dânsul, dacă prea s-a făcut de cap. Deci controlul de data aceasta a guvernării este numai din partea noastră. Și atâta timp cât guvernanța ne vede plângând, de atâtea ori să ne facă să stăm în lacrimi permanent. Zic, las că fiți cu minte și noi atunci am să vă... Asta e. Deci, acesta este un aspect al situației care reflectă acest filmuleț și care, cu părere de rău, nu-l observăm. Noi observăm, într-adevăr, starea sufletească a persoanei, a omului respectiv. Dar noi trebuie să pătrundem în lucruri într-așa natură ca să ne fie de învățământ. Permanent să ne învățăm. Dar marea majoritate a pensionarilor trăiesc foarte greu. Marea majoritate din cei vreo 700 de mii care sunt, eu nu aș zice că undeva vreo 400 de mii probabil că sunt la limită. Dar nu fac parte dintre cei care am văzut noi. Pentru că ceea ce am văzut noi și ireal acest lucru și aceasta se datorează stăruinței personale, a fost vrednic, a muncit, a fost la înălțime cu o situație morală perfectă, cu hărnicie, așa cum e moldovanul nostru în general, îi place să muncească. Numai nu întotdeauna o face cu tâlc. Deci înțelege că starea pensionarilor nu e aceea care am văzut un film. Ea este mult mai rea. Acelor vă 3-400 de mii. Așa este. Cred că aici guvernarea are ce de făcut. În primul rând, problema numărul 1 care ați relatat-o dumneavoastră este asigurarea medicală. Deci pensionarii, mai ales după 70 de ani, ar trebui să fie absolut, totalmente asigurați cu servicii
medicale gratis. Dumneavoastră, gratis. Dumneavoastră sunteți mulțumit de serviciile medicale în calitate de pensionar? Nu-s mulțumit pentru că odată cu bătrâneța, cu neputința, vin și un șir de probleme. Și problemele acestea se trag anume pentru că o bună parte din ceea ce câștigă un pensionar se duce pe medicamente, care multe dintre însele nu sunt medicamente, sunt niște falsuri. Și apoi, hai să recunoaștem că medicul, după cum primește, așa și lucrează. Nu întotdeauna este adecvat în ceea ce privește diagnostică, în ceea ce privește. Și apoi mai este și altceva. Medicul e om, indiferent că o dată jurământul lui Hipocrat, dar e om. Și se uită și el, acolo unde se cere responsabilitatea lui, el se ridică la înălțimea medicului. Dar atunci unde vede că se poate și așa vorba să treacă-meargă, atunci o mai lasă și ea. Deci noi toți avem o parte serioasă de vină în situația în care ne găsim noi, pensionare. Altă problemă foarte serioasă. Fiecare familie, când se formează această familie, să țină minte, și eu ca mă adresez tuturor tinerilor, prima investiție care trebuie să o faci atunci când organizezi o familie, este investiția în copii. Dacă ai făcut la timp această investiție, cea mai serioasă, cea mai costisitoare investiție trebuie să fie aceasta. Și atunci n-ai să ai probleme. Copiii, când le vine vârsta, ei singuri se pot asigura cu necesarul, indiferent cât de greu și care nu ar fi situația geopolitică. Se descurcă. Nu cred că moldovenii tineri se descurcă rău la noi. Văd că îmblă împrăcați cu cravată și nu muncesc nicăieri. Deci ceva de undeva vine. Înseamnă că ei nu stau. Deci, repet, greșeala este că noi foarte prost sau deloc nu educăm în copiii noștri ceea ce trebuie să educăm. Dacă copilul este educat, l-a înzestrat cu o profesie, l-a înzestrat cu moralitate și el o înțeles pe parcursul vieții lui, copilăriei lui, că uite, trebuie să... Că eu sunt fericit atunci când de la mine cere ajutor. Și părintele spune, părintele nu trebuie să-i arăte că e ca, fă ce, ajută-mi să fac asta, ajută-mi. Și lasă-l să facă, dar eu mă duc să fac dincolo. Și el devine responsabil. Fără responsabilitate nu există om cu o morală la înălțime sau care să cere. Deci, înainte de a ne plânge, trebuie să ne transformăm și noi. Această chemare se adresează la cei care au de educat copiii. Domnule Buzu, dumneavoastră sunteți pensionar. Vă rog să-mi spuneți cum vă descurcați cu pensia pe care o primiți. Vă ajunge pentru un trai decent? Eu întotdeauna am avut bani puțini. Deși muncile care le-am prestat eu față de stat, întotdeauna au... Din cele 24 de ore, jumătate sau poate mai mult de jumătate, să duceau, li consacram datoriei. Dar munca cinstită nu prea aduce venit. Munca cinstită, asiduă, îți ajută să te descurci, anume să te descurci. Dar milionier din muncă cinstită nu se face nimeni. Chiar și acolo unde oamenii fac cu creier sănătos, am în vedere mari savanți care fac descoperiri, sau iată acum domeniul ăsta al informației, aici se fac bani. Se fac bani prin muncă, prin muncă intelectuală. Și poate e unicul sector unde unii bani mari se fac prin muncă cinstită. În celelalte sectoare nu există muncă cinstită și bani mulți. De atât răspunsul meu la faptul cum m-am descurcat și cum mă descurc, întotdeauna am avut bani puțini. Și am știut cum și am reușit
să repartizez puținul meu care l-am avut după priorități. Dacă ai determinat prioritățile, mi-au ajuns și copiii să primească studii și am avut grijă să nu fie răsfățați, am avut grijă să fie responsabili și lucrul acesta, când de acum devii vorba aceea de acolo, din vorbele domniei voastre, bătrân, când devii bătrân, în primul rând, nu mai ai necesitatea ca să întreții tu pe copii. Trebuie să vă spun că atunci întreținerea de către bătrânea copiilor este o rușine pentru bătrâni. Pentru că după legile naturii, după legile firii omenești, tineretul este acela care trebuie să aibă grijă de tată și de mamă. Dacă ei nu au această grijă, dar grija se poate manifesta nu numai pentru ce chiar ca câte 100 de euro în fiecare lună sau îți cumpăr lemne, nu. Grija în primul rând să nu îi încarci pe ei cu puverile tele. Să te discuți singur. Tu și în caz de necesitate, iar părinții nu trebuie să abuzeze. Gheorghe câștigă bine, lasă, mai arunci câte un sutar în coașă, de la să-ți zdrobesc un gard de coteleț. Deci nu, noi trebuie, toată viața noastră trebuie, ce înseamnă a lupta? Că viața e o luptă. Asta nu înseamnă cu pumni, cu mășuca, cu arma, cu inteligența umană, pentru că de atâta omul este înzestrat cu această inteligență. Se lupte cu toate mijloacele care le are el. Și iată, investiția în copii. Dăruirea unei entități de morală înaltă, să știți că mai mulți oameni morali sunt decât imorali. Pur și simplu, imorale se văd mai și ei împiedică mai mulți. În zilele noastre ei sunt de ajuns cu părere de rău, dar foarte multă lume este cum se cade și se descurcă. Deci, vina în care ne-am pomenit noi este, cum se spune, și a celor de sus, dar o vină mare este și noi. Noi puțin am făcut pentru bătrâneța noastră. Și mă întorc chiar la mine personal, nu am probleme, eu nu vreau dar să ce spun. Ar trebui să facă oamenii pe parcursul vieții ca la sfârșit să aibă o bătrâneță, o pensie bună? În primul rând, să-și educe copiii, să-i aibă. Să aibă, nu să îmbli ca cucu dintr-o parte în alta și ajunge la 40-50 de ani și încă n-are nimic. Când ajunge la 40-50 de ani, n-ai nici puterea, nici intelectul necesar pentru a înțelege un copil. Și nici răbdarea. Trebuie să fii nu departe de vârsta lui ca să-l înțelegi. Și cu înțelegerea care o ai, să-l faci așa ca copilul acesta îți este de ajutor, nu prin, repet încă o dată, nu prin faptul că el îți aduce un suport material. Dar satisfacția aceasta că el se descurcă, asta e o bucurie pentru părinte, că el nu are nevoie de suport material a cuiva, că el se descurcă, e meritul părintelui. Și aceasta e o satisfacție, o bucurie. Și atunci bătrâneța nu e atât de urâtă și plictisitoare când, în cazul ăsta. Multe lucruri sunt care metehne de care suntem noi pătrunși și care ne împiedică să facem o societate mai decentă, așa cum e în alte părți. Dar noi nu stăm pe loc. Noi nu stăm pe loc, avem progrese serioase. De acum se schimbă mentalitatea moldovanului. Mișcările astea care au astăzi loc în societate sunt într-un timp destul de... Și faptul sau dovada sau argumentul este că deși guvernarea ne-a supărat atât de mult, dar ei fac treabă. Ei fac treabă. Ei încă nu s-au curățit
dar o să curăță, o să plece de acolo, pentru că nimic nu e veșnic. Și au multe păcate. Și plata va fi foarte mare. Da, pensionarii care muncesc sunt nevoi să-și achite și contribuțiile sociale. Iar această cotizație la buget nu îi ajută pe nimic, pensionarii. Nu se mărește nici pensia și nici stagiul de cotizare. Este corect acest lucru? Păi depinde din ce punct de vedere ne uităm la probleme. În lumea civilizată, unde guvernările sunt responsabile și capabile, au capacitățile necesare, la noi, cu părere de rău, e și irresponsabilitate și incapabilitate. Astea două urzii s-au năpustit pe capul nostru și acestea ne joacă nouă festa. În lume, în țările civilizate, unii, repet, guvernările sunt și competente și responsabile, dar competența și responsabilitatea vine de la societate, pentru că guvernările nu vin din cer de uneva, le alegem dintre noi. Și avem mulți oameni buni, o să avem cine să ne conducă bine, dar dacă noi suntem cum suntem, de unde să-l luăm pe ăla? El când se vede acolo, uită de toate cele să-și face problemele lui. Deci, este absolut necesar ca omul să nu trăiască cu calapoduri, cu niște imaginații false, dar fiecare detaliu poate să arate în mai multe lumini. Și iată problema asta cu contribuția pensionarului. Repet, în lume, în unele țări, cu un standard înalt de stare materială, să spunem, de decență, pensionarul suportă niște cheltuieli sub formă de impozit, da, în unele țări pensiile se impozitează, la urma urmei, și pensia este un venit, nu este un dar a cuiva. Este câștigul care l-ai câștigat toată viața. S-ar părea că este impozitat de două ori. Dar hai să zicem, spre bucurirea noastră, spre nenorocirea finanțiștilor, populația îmbătrânește, oriunde, în lume, îmbătrânește. Și dacă ieri, alaltă ieri, lucrau 10-15 oameni pentru un pensionar, azi lucrează un om pentru un pensionar. Doi. În prezent, lucrează doi. Deci noi toți trebuie, dar pentru aceasta, pentru ca pensionarul să aducă un suport financiar, bineînțeles, statului, statul trebuie să aibă grijă de dânsul, să-i asigure locul de muncă și să muncească omul, nu până la 60, dar până la 100 de ani, ceea ce poate face. Organizează în țară așa lucrurile, ca fiecare să-și găsească ocupația și să aducă un folos. Pentru că sunt așa funcții care nu se plătesc, dar de care societatea are nevoie. Și o primărie, o școală, o grădiniță de copii n-are nevoie de oameni care, cu experiență, care ar trebui măcar o dată în lună să vii să le spui o poveste. Anul trecut, ministrul Muncii a declarat că pensionarii care muncesc ar putea să aleagă între pensie și salariu. Nu, asta e greșit. Ar fi corect? E anticonstituțional. Așa nu trebuie să fie. Pensia este munca ta de o viață. Și nimeni nu are niciun drept, nici legal și nici moral să atenteze la acest drept al omului. Dacă muncește, să primească ceea ce îi cuvine. Repet încă o dată. La noi astăzi sunt pensionari, milionari, oameni care au adunat, ei nu importă pe ce căi au făcut treaba asta. Ei ar putea și ei ar trebui. Uite, dacă ei, acești oameni, ar fi morali, dar eu m-am gândit la lucrul ăsta, pentru că problema nu e de astăzi, și am calculat că așa undeva vreo
cam câți pensionari sunt în țara noastră, cam atâția și oameni milionari sunt care vreo jumătate din ei ar trebui să plătească un impozit. Cau de unde? Au, mai mult de atât. Ar trebui unii pensionari chiar să facă donații statului, să creeze un fond special, să zicem, pentru asigurarea medicală gratuită a întregului pachet medical. Uite, ce n-ar face guvernarea asta care trebuie să spele măcar o parte din păcate, să organizeze un astfel de fond? Lucinski, Diacu, Candu, Dimpu, toți ăștia, odată în an câte un milion în fondul acesta. Ar fi normal. Și ei s-ar mai lecui. Eu cred că ei ar deveni alți oameni. Uite, sunt absolut convins că ar fi fericit același Gimpu și ceilalți care au de unde. Ei, repet, treaba lor. Înseamnă că n-au dormit și au făcut bani. Vă rog să-mi spuneți dacă sunt discriminați pensionarii din cauza vârstei atunci când vor să se angajeze. Chestia cu angajarea, răspunsul este pozitiv. Poate să se angajeze. Și la 70 de ani poate să se angajeze. Numai trebuie să fie apt de munca care are de gând să o presteze. Pentru că sunt la noi munci care s-ar putea. De exemplu, este, după părerea mea, o irosire de inteligență, de intelect. Atunci când un fost învățător sau un învățător a ajuns la 70 de ani, dar el este sănătos, cu bagajul lui de cunoștință, cu experiența lui de viață, el ar fi foarte util în școală. Numai că probabil că se fac reforme în învățământ, dar reforma încă nu s-a făcut. O fac oamenii incompetenți, pentru reforma aceasta nu se adună inteligența care trebuiește, dar ar trebui introdus niște discipline în școală, special pentru oameni cu o experiență bogată, care ar fi puterile lor, dar foarte utile societății. Eu socot că cu oamenii de la conducere până la 60 de ani, cel mult 65 de ani. Dacă împlinesc 65 de ani, numai președintele de țară poate fi de 100 de ani. Dacă are de unde, poate fi președinte. Ceilalți funcționari publici din eșalonul superior trebuie până la 65 de ani, mai mult să nu. Pentru că este o regulă în natură. Noi ne irosim cât de inteligență n-ar fi, ce experiență n-am avea. Cu vârsta în noi rămâne numai, se selectează ceva care rămâne și poate fi util societății. De atâta oameni care sunt la conducere mai mult de până la 65 de ani, 66, eu știu, 60, ei sunt dăunători. Ei sunt frâna, piedica aceea care oprește societatea pe loc, o blochează. Deci, păcat, trebuie să vă spun că poporul moldovenesc, indiferent care etnie, rus, moldoveni, poate de atât și atât de avansat intelectual, pentru că e multietnic, avem un popor de un aliaj, o plămădeală destul de sănătoasă, e inteligent. Și ar putea face minuni, numai dacă ar fi solicitată această energie a intelectualului din Moldova. Noi ne deosebim în ceea ce privește nivelul de inteligență de vecinii noștri. Cu mult suntem mai avansați. Și un rol important prin ce suntem mai avansați? Poftim? Prin ce suntem mai avansați? Prin inteligență. Prin inteligență, măcar că 60-70% din elevi în școală nu prea adună ce trebuie să adune, până la urmă trăiește într-un mediu care contribuie la avansarea lui intelectuală, la îmbogățirea experienței lui de viață. Și apoi suntem o țară mică. O țară mică
La noi în Moldova nu este un garaj unde să nu fie televizor, să nu fie computer, să nu fie... De toate lucrurile astea, noi transmitem unul altuia lumina aceasta care nici noi nu prea o vedem întotdeauna. Ce ar trebui să facă statul pentru a asigura pensionarilor un trai decent? Ar trebui asigurarea pensionarilor să fie totuși nu la același nivel. Cu vârsta ar trebui să fie, cu cât e mai înaintată în vârstă, cu atât mai asigurat trebuie să fie. De exemplu, după 70 de ani, eu socot că este absolut necesar, nu recomandabil, dar necesar și decent ca guvernarea să-l elibereze pe acest bătrân de 70 de ani ca un fel de răsplată pentru munca lui, pentru toată viața, devotamentul lui față de țară, dar chiar și pentru ca tu, guvernant, ce ești, să te simți mai moral, mai demn, că ai făcut tu ceva pentru neamul ăsta tău. Ei trebuie să asigurați 100% cu toate necesitățile serviciilor medicale. În primul rând, serviciile medicale. Și aici nu trebuie mare lucru de făcut. Nu trebuie bani suplimentari. Pur și simplu, cabinetele cele de lux și Mercedes-urile cu care se plimbă șefii instituțiilor medicale să fie mai modeste. Și banii să meargă în zona asta a tratamentului, a deservirii, a serviciilor medicale. Faceți calculul ăsta. Da, și altceva ce ar mai trebui să facă statul? În primul rând, serviciile medicale. Într-al doilea rând, să găsească modalități pentru a utiliza energia bătrânilor. Ei sunt guvernanții care de sus, de acolo, ar trebui să vadă unde este necesar serviciul unui pensionar. Să fie încadrați în muncă. Să fie încadrați într-o ocupație. Să numim muncă. Tineretul și bătrânii pot face voluntariat. Da. Fără remunerare. Și repet încă o dată, că se pierde atâta energie, atâta inteligență, atâta informație, atâta cunoștință. Numai de atâta că această bogăție nu este solicitată de către stat. Pur și simplu, probabil că nici prin cap nu le trece. E cu lucrul ăsta ar trebui să se ocupe Ministerul Muncii Asistenței Sociale, Ministerul Culturii, Învățământul, dar și celelalte ministere. Fiecare după ramura lui ar trebui să se gândească la acest. Deci medicina, solicitarea experienței bătrânilor în limita posibilităților fizice și intelectuale și următorul lucru. Atenție, o punerea la punct a situației din domeniul justiției. Aici, la noi, e catastrofă. Procurori, judecători, imorali, fără suflet, fără cunoștință, fără competență, hapsâni, birocrați, pe ăștia trebuie măturați. Și îmi pare rău, dar atâția tineri din acest domeniu am întâlnit care de pe acum îs mai răi decât cei care s-au închilozat în aceste metehne lumești. Îmi pare rău de lucrul ăsta, dar universitatea nu își face datoria față de... Mai aveți alte puncte de adăugat sau astea sunt trei? Eu cred că dintre aceste 3-4 momente ar rezolva multe probleme, care noi nici nu le vedem, dar ne întâlnim cu dânsele la anul. Pentru că ele sunt cele mai importante pentru complexe. Da. Dacă noi am solicitat, să zicem, și am utilizat energia oamenilor în etate, multe probleme s-au rezolvat. În primul rând, nu ar fi plictisala care există, nu ar fi lacrimile acestea. Omul
E foarte important ca omul să se simte necesar. El să știe că trebuiește cuiva. Eu cred că nimic în lumea asta nu este mai jalnic decât omul care a ajuns la concluzia că nu mai trebuiește nimănui. Da. Domnule Buzu, suntem pe final de emisiune. V-aș ruga să faceți o concluzie pe marginea discuțiilor. Concluzia trebuie ca... 1. Populația trebuie să schimbe mentalitatea. Să trăim cu necesitățile zilei. Eu n-am atins o problemă serioasă, religia, care astăzi este o piedică serioasă în educație, în moralitatea lumii. Acest sector este foarte dăunător. Îmi pare rău că spun acest lucru, pentru că Dumnezeu există. Pentru că trebuie să fii foarte anormal ca să nu-ți dai seama că toate frumusețele acestea de la sine nu se nasc. Ele sunt create, dar nu trebuie să exagerăm. Nu trebuie să mergem în patru labe la moaștele celelalte, să mergem prin prejurul mănăstirii, să facem kilometri în genunchi până acolo. Este, și lucrul ăsta este încuvințat cu diferite minuni. În zona asta, în România, Bulgaria, Moldova și în Rusia, e catastrofă în privința asta. Au luat o razna cu totul. Da, o concluzie de final. Fiecare să ne găsim locul. Să ne plângem mai puțin. Nu să cerem, dar să insistăm. Să nu cerem milă, dar să cerem de la cei care i-am ales să fie la locul lor, să fie oameni, să ne fie exemplu, să-și facă datoria. Dacă o fie așa, este și cel mai mare suport al populației față de conducere. Da, eu vă mulțumesc, domnule Buzu, pentru participare la emisiune și sper că în următorii ani pensionarii din Republica Moldova să trăiască mult mai bine. Doamnelor și domnilor, iată, am ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La revedere.